Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, aș vrea să deschideți cu mine la Evrei, capitolul 12. Vreau să vă împărtășesc astăzi ceva despre a veni în rugăciune înaintea Domnului. Și despre ce ne poate ajuta să avem credință că El ne ascultă rugăciunile. În Evrei 12 este conturat un contrast între relația pe care o aveau oamenii cu Dumnezeu, în Vechiul Testament și Noul Testament și relația pe care o avem noi cu Dumnezeu în Noul Legământ. Începem de la versetul 18. Vă rog să deschideți Biblia la Evrei 12 cu 18. Aici spune, Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc. Asta a fost în Vechiul Testament, când copiii lui Israel au ajuns la muntele Sinai care era cuprins de foc, de negură, întuneric, de furtună, sunete de trâmbiță, versetul 19. Și glasul lui Dumnezeu vorbea. Și cei care l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Imaginați-vă cum a fost să-L audă pe Dumnezeu vorbind și să zică, Doamne, nu mai vrem să te auzim. Aceasta este una din marele diferențe în noul legământ. Noi, atunci când îl auzim pe Dumnezeu vorbind, spunem, Doamne, vreau să Te aud mai mult. Nu știu dacă ați observat aceasta. În vechiul legământ, atunci când Dumnezeu vorbea, oamenii erau atât de speriați încât i-au cerut lui Dumnezeu să nu mai vorbească. Dar noi suntem diferiți. Marele pericol este că noi putem profita de acest lucru și să ne raportăm la Dumnezeu ca la un vechi prieten de-al nostru. Așa vin mulți oameni înaintea lui Isus. Și de aceea viețile lor sunt așa de întunecate. Mulți sunt așa. Și am văzut aceasta mai ales în mișcarea carismatică, în care ajung să aibă o relație ca de la prieten la prieten cu Isus, și viețile lor sunt umbrite, trăiesc în adulter și în diferite păcate. Deci trebuie să fim atenți. Dumnezeu este bun și ne vorbește, dar trebuie să nu ne pierdem respectul față de El. Dacă ai un tată bun, un tată pământesc, copiii ar trebui să învețe să-l respecte mai mult decât pe un tată foarte sever și dur, într-un mod greșit. Deci aici spune că ei nu puteau suferi porunca, versetul 20, chiar și un animal dacă se va atinge de munte să fie ucis cu pietre. Era o imagine îngrozitoare, că până și Moise, marele om al lui Dumnezeu, a zis, sunt îngrozit și tremur. Și în versetul 18 spune că voi nu v-ați apropiat de muntele acesta, ci versetul 22 v-ați apropiat de muntele Sionului. De cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți de Isus. În cartea evreilor este totdeauna un contrast între Moise și Isus. Pe atunci, mijlocitorul dintre om și Dumnezeu era Moise. Acum, în nou legământ, mijlocitorul între Dumnezeu și om este Isus. În ambele legăminte, este foarte clar că nu te poți apropia direct de Dumnezeu. De aceea, când ne rugăm, ne rugăm în numele Lui Isus. Și nu este numai un ritual sau o frază goală. Atunci când mă rog, sau îmi termin rugăciunea cu cuvintele Tată, mă rog, în numele lui Isus, recunosc prin asta și dacă n-ai știut până acum, vei ști de acum înainte: Doamne, tu ești prea sfânt ca eu să pot veni înaintea ta. Dar pentru că mi-ai dat un mijlocitor, pot veni la tine. Acest mijlocitor este Isus Hristos. În Vechiul Testament, mijlocitorul era Moise. Și aici spune că mijlocitorul este Isus, mijlocitorul unui legământ nou. Apoi compară sângele stropit al lui Isus, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Acesta este un alt contrast cu vechiul legământ. Dacă deschidem la Geneza capitolul 4, aici este istoria lui Cain și Abel. Amândoi și-au adus gerfele înaintea lui Dumnezeu. Și să vedem contrastul pe care l-am menționat. De ce a primit Dumnezeu gerfa lui Abel și a respins-o pe cea a lui Cain? Dacă vei întreba pe mulți în creștinism, vei primi un răspuns greșit. Sunt multe lucruri în scriptură pe care nu le dobândim prin studiu academic. Oamenii care au studiat cel mai atent Biblia pe vremea lui Isus erau farisei. Ei erau numiți scribi sau cărtorari. Ei au studiat foarte mult Vechiul Testament. Și după ce au studiat tot Vechiul Testament, când s-au uitat la Isus, știți cum l-au numit? Belzebul, Domnul Dracilor. Dar Petru a spus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Isus i-a zis lui Petru, Tu n-ai înțeles lucrul acesta cu istețimea ta. Nu sângele și carnea ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu din ceruri ți-a descoperit aceasta. A fost Petru cel mai învățat om din cei de pe vremea lui Isus? Nu. Cei mai mari oameni care au studiat Biblia pe vremea lui Isus au zis că Isus este diavolul. Dar când un om simplu, ca Petru, care nu a fost niciodată la o școală biblică, dar a cărui inima a fost deschisă pentru Dumnezeu, a primit descoperire de la Dumnezeu și a zis, Isus este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să țineți minte că este același principiu și astăzi. Oamenii mândri, cu studii multe, nu-l cunosc pe Domnul. Dar cei care sunt smeriți și sinceri ajung să-l cunoască pe Domnul. Aici spune că Abel și Cain au adus o jerfă. Geneza 4 cu 3, ultima parte. Cain a adus o jerfă din roadele câmpului. Asta pentru că el era agricultor. Meseria lui era lucrarea câmpului. Era plugar, așa cum zice versetul 2. Deci a adus ceva din recolta lui. Abel era cioban și a adus și el o jerfă din oile întâi născute și din grăsimea lor. Apoi spune în ultima parte a versetului 4, Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jerfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui nu a privit cu plăcere. De ce? Aici, mulți învățați vor spune că motivul a fost că Abel a adus un miel și a vărsat sângele, pe când Cain a adus o jerfă fără sânge. Dar asta nu a fost o jertfă pentru păcat. Citim în Levitic că jertfa pentru păcat trebuia să fie cu sânge. Dar în Levitic sunt menționate și alte jertfe ce puteau fi aduse fără sânge. Oamenii puteau aduce o jertfă de mulțumire, din grâne, fără sânge. Și Dumnezeu ar fi acceptat-o. Deci Cain și Abel au adus o jertfă de mulțumire. Cain avea o recoltă bună și turma lui Abel prospera. Așa că ei au adus o jertfă de mulțumire. Și aici puteai să aduci grâne sau ceea ce aveai. Atunci, de ce Dumnezeu l-a acceptat pe Abel și pe Cain nu? Este acolo o lecție, dacă citești Biblia cu atenție, pe care toți dintre noi o pot învăța. Un singur cuvânt. Cain a adus o jerfă. El a adus o oarecare jerfă. A luat din recoltă la întâmplare și a adus o jerfă. Dar ce a adus Abel? Abel a adus ce a avut mai bun. S-a uitat la turma lui și n-a luat orice miel, ci a căutat pe cel mai bun și a adus și grăsime. Deci aceasta a fost diferența. Cain a adus ceva la întâmplare, pe când Abel a adus ce a avut mai bun. De aceea Dumnezeu a privit cu plăcere spre el și spre jertfa lui. Și astăzi, printre voi cei de aici, printre creștini, sunt două feluri de oameni. Unii sunt ca Abel, alții ca și Cain. Nu știu eu din ce categorie faci tu parte, dar tu știi. Toți aducem jerfe lui Dumnezeu. Viața noastră, timpul pe care îl dăm lui Dumnezeu. De exemplu, timpul pe care îl petreci studiind Biblia este o jerfă pentru Dumnezeu. Timpul petrecut slujind bisericii sau oamenilor în numele lui Isus este și asta o jerfă pentru Dumnezeu. Apoi sunt două feluri de jerfe. Una este atunci când jerfești și tu ceva cum ar fi câteva minute pe care le ai în plus. Iei Biblia și citești două minute din ea și astfel îți liniștești conștiința că ai citit pe ziua respectivă din Biblie. Ești ca și Cain. Nu poți spune că nu ai citit Biblia, ai citit-o, dar n-ai dat Domnului ce e mai bun din timpul tău. Cain a adus o jerfă de cinci minute Domnului și astfel și-a liniștit conștiința că a adus o jerfă. Adică mi-am făcut datoria, pot pleca la treburile mele dar Abel a adus ce era mai bun. Adică o persoană care își face timp să dea ce este mai bun lui Dumnezeu, care sacrifică ceva în viața lui. David a spus odată că el nu va aduce niciodată Domnului o jerfă care să nu-l coste nimic. Țineți minte această expresie. Eu am citit-o prima dată când am fost tânăr, la 21 de ani, când am luat botezul. Trebuie să citim acest verset din 2 Samuel 24 cu 24. Imediat ce am luat botezul și am luat viața în serios, aveam 21 de ani. Și atunci am citit acest pasaj din 2 Samuel 24 cu 24. Regele David s-a dus la câmpul unui om să aducă o jertfă. și a zis, îți cumpăr ogorul și boi ca să aducă o jertfă Domnului. Dar omul acela a zis, nu, tu ești regele meu, îți dau boi, lemnele, ogorul, ia-le pe gratis. Știți că nouă ne place să obținem lucruri gratis, nu-i așa? Toți oamenii doresc să primească ceva gratis. David ar fi putut spune, o, mulțumesc mult pentru ofertă. Dar el nu a spus așa. Ce a zis? Versetul 24. Nu, nu vreau să primesc totul gratis, căci atunci jerfa mea nu m-ar costa nimic. Ar fi ieftină. Ar fi ca jerfa lui Cain. Le am toate gratis și le aduc lui Dumnezeu. Știa că așa este jertfa lui Cain. Și a zis, nu, îți plătesc ogorul, îți plătesc boii, lemnele. Și atunci, când jertfez Domnului, m-a costat ceva. Am simțit ceva în portofelul meu, în banii mei. Apoi a spus aceste cuvinte minunate. Nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Am spus asta pentru că acesta a fost versetul care mi-a schimbat viața la 21 de ani, atunci când am fost botezat. Domnul mi-a vorbit prin acest verset și încă mi-amintesc aceasta. Acum am 83 de ani. Domnul mi-a vorbit aceasta acum 62 de ani. Și mi-a zis să nu îi jerfesc ceva ce nu mă costă nimic. Eu mă bucur că am învățat aceasta, chiar de la 21 de ani. Domnul mi-a zis să nu îi dăruiesc nimic ce nu mă costă nimic. Și din acea zi am decis să-mi dau toate silințele, chiar dacă nu sunt perfect, să-mi ofer timpul meu, banii mei, energia mea, slujirea mea Domnului, totul. Și totdeauna mă întreb, m-a costat ceva? Atunci e o jertfă demnă pentru Domnul meu. Dar cum e dacă nu mă costă nimic? Dacă îți iubești soția și vrei să-i faci un cadou, nu cumperi ceva ieftin ce a costat doar 2-3 lei. Nu vei face asta de ziua ei, nu? Chiar dacă ești o persoană săracă, dacă îți iubești soția, îi vei cumpăra ceva ce te costă. Pentru că ceea ce dai arată cât de mult iubești acea persoană. De aceea, din acea zi, m-am hotărât că fie că este vorba de a jertfi timp sau bani sau energia mea, viața mea sau orice altceva, trebuie să mă coste ceva. Aceasta este marea lecție ce o primim din jerfele aduse de Cain și Abel. Hai să vă spun cât de important este aceasta. Deschideți la 2 Cronici, capitolul 3. Unii dintre voi m-ați mai auzit spunând aceste lucruri, dar este bine să vi le reamintesc. 2 Cronici, capitolul 3. Când a trebuit să fie construit templul, care este imaginea bisericii, Căci noi suntem cei ce alcătuiesc biserica. Biserica lui este formată dintr-un număr de oameni pe care noi nu-l cunoaștem și pe care Dumnezeu i-a ales să fie ai lui. Și Templul din Vechiul Testament a fost o imagine a bisericii din Noul Testament. Unde a fost el construit? Foarte important. 2 Cronici, capitolul 3. Solomon a început să zidească casa Domnului pe muntele Moria. Pe muntele Moria a vrut Avram să-l jerfească pe fiul său Isaac. În acea dimineață, dacă Avram ar fi dorit să ofere 10.000 de oi în locul fiului său, dacă Dumnezeu a zis, adul pe Isaac ca jerfă, și Avram ar fi zis, Isaac e prea mult, nu poți jertfi pe fiul meu, dar dau Domnului 10.000 de oi. Atunci pe Avram nu l-ar fi costat nimic, pentru că probabil avea 20.000 de de oi. Și ce ar fi fost pentru el 10.000 de oi? Dar când Dumnezeu l-a cerut pe Isaac, Avram nu avea nimic mai de preț decât pe Isaac. Aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm. Avram a lui Dumnezeu ceva ce l-a costat. Noi știm sfârșitul istoriei, că Isaac n-a murit, dar Avram n-a știut asta atunci când l-a pus pe Isaac pe altar și a luat cuțitul în mână. El a crezut că asta este. Trebuie să-și ia la revedere de la fiul său. Și vă mai spun un lucru pe care l-am învățat din acel pasaj. Isaac nu era un copil mic. Dacă citiți acolo în Geneza 22, Isaac a cărat lemnele depus pe altar, până pe vârful muntelui. El trebuie să fi fost de vreo 20 de ani, un tânăr puternic care să care lemnele. Poate 20, 22. Nu este ca și cum ai spune unui copil de 3 ani să se pună pe altar. Avram a spus fiului său de 20 de ani să se întindă pe altar. Isaac a întrebat, unde e jerfa? Tu ești jerfa. Te voi jerfi pe tine. Și acest tânăr de 22 de ani a spus, ok, tată, Wow, lucruri mici. Dar dacă meditezi la ele, vezi ce tată minunat a fost Avram. Să-și crească fiul într-un așa mod, cu o așa reverență față de Dumnezeu, încât atunci când Avram a zis, te voi jerfi pentru Dumnezeu, el a spus, ok, tată, dacă asta trebuie să faci, ar fi minunat dacă ai avea și tu asemenea copii care să fie supuși lui Dumnezeu până la extremă, să se încreadă în tatăl și mama lor pe deplin. Ca atunci când spui, întinde-te pe altar să te aduc ca jerfă, să spună, ok, tată, mă încred în tine. Noi nu avem așa părinți și nici nu avem așa copii. Cel puțin nu sunt mulți așa. Și vă spun de ce pentru că părinții nu au acel devotament pe care l-a avut Avram. De aceea, nu dați vina pe copii. Lot a fost nepotul lui Avram și el a avut copii. Dar știți ce au făcut cele două fete ale lui? Au curvit cu tatăl lor. Puteți crede așa ceva? Acesta a fost Lot și a crescut în același ținut. Dar priviți cum au ajuns copiii lui și cum a fost copilul lui Avram. Același lucru se vede și astăzi. Sunt două feluri de creștini. Priviți cum cresc copiii unora și altora. Totul depinde de tată. Lot umbla după bani. Pe el numai banii îl interesau. Ah, dacă merg acolo pot face o grămadă de bani. Nu e de mirare că copiii lui au ajuns așa. El și-a dus copiii în locul acela și au văzut că tatăl lor era foarte pasionat în a face bani. Și care a fost sfârșitul? Au curvit cu propriul lor tată. Înainte Avram i-a spus lui Lot: Lot, alege tu ce vrei. Eu sunt liderul aici, sunt unchiul tău. Eu sunt cel care a venit în Canaan, tu doar mai urmat. Eu am dreptul să aleg primul, dar nu voi face asta. Alege tu primul. Deci Lot a ales Sodoma. Și Avram a luat ce a rămas. Și acolo în Geneza 13 este un pasaj frumos unde Domnul îi spune lui Avram, Avram, am văzut ce ai făcut mai înainte. Tu ai renunțat la ceva de dragul meu. Apoi a zis, stai pe muntele acesta și privește la nord, la sud, la est și vest. Toate acestea le voi da copiilor tăi. Și dacă mergi astăzi în țara Israel, știți cine locuiește acolo? Nu copiii lui Lot. El a luat ceva atunci, dar a pierdut. Ci copiii lui Avram. Dumnezeu își ține promisiunea. Dacă îl cinstești pe Dumnezeu, și el te va cinsti pe tine și pe copiii tăi. Dă lui Dumnezeu ceva ce te costă. De aceea spune aici, nu numai că templul a fost construit pe muntele Moria, ci spune aici că în același loc, 2 Cronici 3, versetul 1, David a jerfit ceva lui Dumnezeu. Acolo David a spus cuvintele, nu voi jerfi ceva lui Dumnezeu care să nu mă coste nimic. Și Domnul a spus, acesta este locul unde să fie construit templul meu. Acestea au fost cuvintele pe care mi le-a spus Dumnezeu și mie când am început zidirea Bisericii. Acel verset din 2 Cronici 3 cu 1. Acesta este locul unde vreau să zidesc Biserica. Asta mi-a spus Domnul acum 48 de ani când am început Biserica aceasta. Voi aduna la oaltă pe cei care vor spune ca David, nu voi jerfi lui Dumnezeu ceva ce nu mă costă nimic. Și Domnul mi-a spus: Îmi voi zidii biserica cu astfel de oameni. Ne-am adunat la oaltă cei ca Avram, care au spus: Doamne, îți dau ce e mai bun din viața mea. Cu astfel de oameni îmi voi zidii biserica, a spus Domnul. Eu nu vă știu viețile voastre, dar nu cred că toți cei care stau acum aici au spus asta lui Dumnezeu. Pentru că nu cred că este vreo biserică pe pământul acesta în care toți să spună asta lui Dumnezeu. Dar trebuie să fie un cor de oameni, un grup de oameni care să spună asta. Și pentru că există un astfel de grup de oameni de-a lungul anilor în biserică, de aceea se zidește biserică. Vă rog să țineți minte aceste lucruri. Aș vrea să ne întoarcem acum la Geneza, capitolul 4, versetul 3. Cain a adus o jerfă. Și astăzi sunt mulți oameni care aduc o jertfă Domnului. Chiar mulți dintre voi care stați aici. Chiar faptul că ați venit aici este o jertfă adusă lui Dumnezeu. Nu vorbesc despre bani. Nu am vorbit niciodată despre bani în această biserică. Aici vorbim despre a ne preda viețile lui Dumnezeu. Dar Abel a adus ce era mai bun. Sunt unii care stau aici, care aduc ce este mai bun. Nu mă refer numai la dimineața asta, ci la atitudinea lor în viață, care spune, trebuie să-i dau lui Dumnezeu ce este mai bun. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de oameni. Acesta este grupul prin care se zidește biserica în fiecare loc. Dar vreau să mai vedeți un lucru aici. Am citit în evrei cum sângele lui Iisus Hristos strigă mai clar decât sângele lui Abel. Aici citim că Cain era foarte mânios. Versetul 5. Când a văzut că gerfa lui nu a fost primită. Atunci când vezi că Dumnezeu a binecuvântat pe cineva mai mult decât pe tine, sau pe familia altcuiva mai mult decât pe a ta, devii nervos și gelos ca și Cain? Ești gelos? Sau te întrebi, cum te Dumnezeu l-a binecuvântat pe el și nu pe mine? Aceasta este întrebarea pe care ar trebui să-ți-o pui. Cain ar fi trebuit să se întrebe, de ce Dumnezeu a trimis focul lui Pesejerfa lui Abel și nu pe a mea? De ce? De ce este foc în viața acelui frate și nu este foc în viața mea? Eu sunt trece ca gheața și acel frate este în clocot tot timpul. De ce? Aceasta ar fi trebuit să se întrebe Cain. Eu văd focul lui Dumnezeu pe jertfa lui Abel, dar nu pe a mea. De ce? Dacă vezi focul lui Dumnezeu într-un frate sau o soră, întreabă-te de ce nu este și în viața ta, în loc să devii gelos pe acea persoană. Dar Cain a fost gelos. A fost așa de gelos. Și vă spun că am văzut oameni geloși pe mine, pe biserica aceasta, dar noi nu suntem în competiție cu nimeni. Pe noi nu ne interesează numărul, ci curăția. În această privință nu concurăm cu nimeni, pentru că noi jerfim lui Dumnezeu. Nu concurăm cu oamenii. Deci nu este gelozie deloc. Pot spune cu sinceritate că nu am deloc gelozie în inima mea împotriva nimănui din lumea aceasta. Eu trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să trăiești o viață în care să nu ai deloc gelozie în inima ta împotriva nimănui. Dar Cain a fost gelos și mânios. Și Dumnezeu l-a întrebat în versetul 6, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Când oamenii se mânie, li se schimbă fața. Cu aceasta a început. Și Domnul i-a zis, ascultă Cain, și tu poți aduce ce e mai bun. Și atunci focul meu va cădea și pe jertfa ta. Versetul 7. Dacă faci bine, cu alte cuvinte, dacă aduci ce e mai bun din grânele tale, în loc să iei doar ce mai fără de valoare, ca să pui pe altar, același foc va cădea și pentru tine, pe jerfa ta ca și pe jerfa lui Abel. De ce nu faci asta? De ce te mâni în loc de asta? Dar dacă nu faci asta și ești gelos pe cineva care a fost binecuvântat mai mult decât tine, sau poate pentru că jerfa cuiva a fost acceptată, sau că familia cuiva este mai bună decât a ta și ești gelos din cauza asta, atunci fii atent, Cain, versetul 7 la mijloc, căci păcatul pândește la ușa inimitale. Este un verset minunat pe care îl citim chiar de la începutul Bibliei. Păcatul așteaptă la ușa inimitale. tale. Știai asta? Știi că păcatul așteaptă la ușa inimitale, mai ales atunci când ești gelos pe un alt frate sau soră? Este vreunul din cei care mă ascultă gelos pe un frate al său? Sau pe vreo rudă căruia îi merge mai bine decât ție? Sau poate că copiii altcuiva sunt mai buni ca ai tăi? Că soția cuiva este mai frumoasă decât a ta? Că soțul altcuiva este mai bogat decât al tău? puțină gelozie, deși stați în aceeași biserică. La acești oameni vreau să le spun ce a spus Dumnezeu lui Cain. Păcatul pândește la ușa ta. Atâta timp cât ții acea gelozie în inima ta, păcatul așteaptă o mică deschizătură a inimii tale și intră înăuntru pentru a te distruge. Versetul 7. Dorința păcatului se ține după tine, este ca un leu care așteaptă să te mănânce. Dar, ultima parte a versetului 7, tu să stăpânești acel păcat. Păcatul să nu stăpânească peste voi. Nu a fost scris asta prima dată în Roman 6, ci în Geneza 4. Chiar de la începutul vremurilor, Dumnezeu trimite acest mesaj. Tu trebuie să biruiești păcatul. De unde vine acest mesaj? din Geneza 4. Nu este un mesaj care a venit după 4000 de ani, ci chiar de la început Dumnezeu a spus: tu trebuie să biruiești păcatul. Ați auzit acest mesaj? Voi care aveți puțină gelozie pe cineva, care vă comparați cu alții. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci este să te compari cu altcineva. Pentru că întotdeauna vei simți gelozie sau mândrie. Una din astea două. Sau mândrie sau gelozie. Și oricare ar fi, păcatul pândește la ușa inimii tale. Poate Dumnezeu te primește pe tine, dar pe cealaltă persoană nu. Și tu vezi asta și te compari cu ea. Dacă Abel s-ar fi comparat cu Cain, păcatul ar fi pândit și la ușa inimii lui. Nu ca să-l facă gelos, ci mândru, Mândria și gelozia sunt două lucruri care pândesc mereu la ușa inimii oamenilor, ori de câte ori se compară cu alții. Îmi amintesc când copiii se întorceau după ultimele examene și după ce primeau premii, eu le spuneam să nu vă arătați carnetul de note la nimeni. Nu. Aveți rezultate bune? Atunci ascunde carnetul undeva. Ai primit un premiu? Nu îl pune în sufragerie, ci undeva într-un colț. Pentru că nu vreau ca cineva să vadă premiul tău. Noi nu vrem să-i facem geloși pe oameni. Și nici nu vreau ca tu să te mândrești. Fii atent. Dacă Dumnezeu a binecuvântat copiii tăi într-un fel, nu-i face să se mândrească, ca apoi păcatul să pândească la ușa lor și apoi să-i distrugă. Și dacă copiii altcuiva au rezultate mai bune decât copiii tăi, spune-le să fie bucuroși că altcineva are rezultate bune, că altcineva a ajuns pe locul întâi și tu nu. Poate ai ajuns pe locul 5 sau pe locul 25. Nu contează. Tu fă tot ce poți. Eu le spuneam mereu copiilor mei, nu vreau să ajungeți primii din clasă. Nu acesta este celul meu ci vreau să faceți tot ce puteți, să vă dați toate silințele. Dacă îți dai toate silințele și ești pe locul 25 din clasă, eu voi fi fericit. Dar dacă te crezi steț și nu înveți și nu-ți dai toate silințele și altcineva a ajuns pe locul întâi, atunci nu voi fi fericit. Pentru că cea mai mare realizare în viață o au nu aceia care se cred isteți, ci aceia care muncesc din greu. Deci, eu am fost mai interesat să învăț pe copiii mei să lucreze din greu decât să se creadă deștepți. Pentru că istețimea nu este ceva ce o poți da cuiva, ci te naști cu ea. Toți copiii se nasc cu un anumit grad de inteligență care se moștenește de la părinți. Asta se știe. Dar a munci din greu, ei nu se nasc cu asta. Părinții trebuie să-și învețe copiii să muncească din greu. Și am văzut părinți care își învață copiii să lucreze din greu acasă. Și am văzut și părinți care își învață copiii să fie leneși. Pentru că au servitori care le face treaba. Așteaptă să vezi cum cresc acești copii. Cum vor fi când sunt mari? Nu vor fi de folos. Dar acei copii care au fost învățați să muncească din greu, fie că sunt isteți sau nu, ei vor reuși în viață. De aceea vezi uneori cum copiii unei familii sărace au note mai bune decât copiii răsfățați ai unei familii bogate. Nu prea contează cum te naști, ci cât de greu muncești. Nu fi gelos și nu fi mândru. Asta învățăm de aici. Dar Cain nu a ascultat niciodată de îndemnul acesta. De multe ori mă gândesc la unii oameni care vin la biserică și aud cuvinte, învățături puternice, dar ei nu iau aceste îndemnuri, ci se simt jigniți cu ceea ce aud duminică dimineața. Așa ești și tu astăzi? Te simți jignit de ceva ce ai auzit? Acesta este adevărul. Dumnezeu vorbește inimitale. Nu te simți jignit este o avertizare chiar de la începutul Bibliei. Poți merge pe calea lui Cain sau pe calea lui Abel. Cain trebuia să se smerească și să asculte de Dumnezeu care a venit la el să-l avertizeze. Ori de câte ori Dumnezeu vine și vorbește astfel cuiva, precum astăzi când Dumnezeu îți vorbește, așa cum a vorbit lui Cain, dar Cain n-a ascultat. S-a mâniat pe fratele său, și zice aici că a luat ceva, l-a lovit și l-a omorât pe Abel. Versetul 9. Domnul i-a zis lui Cain, Geneza 4 cu Unde este Abel, fratele tău? De parcă Dumnezeu n-ar fi știut. De ce l-a întrebat Dumnezeu? Vedem și în capitolul anterior că Dumnezeu l-a întrebat și pe Adam. Ai mâncat din pom? Geneza 3:11. De parcă Dumnezeu n ar fi știut. Bineînțeles că știa. De ce l-a întrebat pe Adam dacă a mâncat din pom? Ca să vadă ce va spune Adam. Și asta te întreabă Domnul și pe tine, în conștiința ta. Ai avut atunci un gând rău? Ai avut gelozie? Ai fost mândru? Adam a spus: „Femeia aceasta, Eva, pe care tu mi-ai dat-o, ea e cauza problemelor.” Adesea când Dumnezeu ne vorbește, încercăm să găsim vina la altcineva. Aceasta este calea lui Adam. Știi care este diferența dintre Adam și Isus Hristos? Adam n-a putut să-și asume responsabilitatea pentru propriul păcat. El a luat fructul pe care i l-a dat Eva și a mâncat. Nu Eva i-a deschis gura, ci singur și-a deschis gura și a mâncat. Și el a vrut asta. De ce n-a putut să spună lui Dumnezeu, Doamne, eu am luat și am mâncat. Îmi pare rău. De ce a trebuit să dea vina pe altcineva? Aceasta este natura umană. Dacă într-o situație tu ești de vină 1% și 99% cealaltă persoană, recunoașteți vina aceea de 1% și spune, da, îmi pare rău, eu am făcut asta. Nu arăta spre altcineva spunând că el sau ea are 99% din vină. Este o lecție pentru noi de învățat în Geneza, capitolul 3 și 4. Asta dacă meditezi la ea și nu citești doar repede prin Biblie, doar ca să-ți liniștești conștiința că azi ai citit 25 de versete. Nu citi așa. Citește încet, așa cum facem acum cu acest capitol, și vei vedea că însuși Dumnezeu îți vorbește. Da. Și Cain ar fi putut învăța ceva. Unde este Abel, fratele tău? Dumnezeu vrea ca noi să ne mărturisim păcatele. El le știe deja. A știut că Adam a mâncat. Dar totuși l-a întrebat, ai mâncat? Știa că Cain l-a omorât pe fratele său, dar totuși îl întreabă, unde este Cain, fratele tău? Îți poți imagina ce lucru prostesc a făcut Cain că a încercat să-l mintă pe Dumnezeu? Sau că Adam a încercat să-l mintă pe Dumnezeu? Vreau să vă spun ceva, dragi frați și surori. Ori de câte ori încerci să te justifici într-o situație în care știi că ai greșit, știi că ai făcut ceva greșit și încerci să te justifici, aduți aminte de Adam și de Cain. Pe Dumnezeu nu-L poți prosti, nu. El știe deja răspunsul. El doar vrea să vadă dacă ești destul de sincer să spui adevărul. Mărturisește-ți păcatul, căci Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte. Oricum Dumnezeu știe ce ai făcut. Dar de ce vrea să-ți mărturisești păcatul? Vrea să faci opusul la ceea ce a făcut Adam, care a dat vina pe altcineva, sau Cain, care a spus că nu știe unde este Abel. Dumnezeu vrea de la noi sinceritate, în primul rând. Țineți minte aceasta. Este foarte simplu. El nu vrea ca mai întâi să fii sfânt, ci să fii sincer. Sfințenia este un cel pe care ne va lua mult timp să-l ajungem. Dar sinceritatea, chiar dacă ești o prostituată, poți să fii sinceră și să spui că ești prostituată. Asta înseamnă sinceritate. Da, eu am făcut asta, Doamne, îmi pare rău. Sinceritatea este cel mai simplu lucru pe care îl poate avea cineva. Dar dacă ești mândru, nu vei fi sincer, pentru că sinceritatea și smerenia sunt ca doi gemini, care merg mereu împreună. Omul smerit va fi totdeauna sincer. Cel mândru nu este niciodată sincer. În conflictele voastre dintre soț și soție, dacă ești smerit, vei fi sincer. Vei lua vina asupra ta. Dacă ești mândru, vei încerca să dai vina pe celălalt. Ține minte asta. Deci Cain este întrebat, unde este fratele tău? Și el spune, nu știu. Și mai are și aroganța să-i spună lui Dumnezeu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și răspunsul este, da, tu ești păzitorul fratelui tău. Dumnezeu ți-a dat un frate mai mic ca să ai grijă de el. Eu așa văd, că dacă Dumnezeu ți-a dat frații mai tineri în biserică, pe cât posibil trebuie să încerci să-i ajuți. Și nu zice ca și Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu? Vreau să vă spun, frați și surori, că sunt două tipuri de biserici. Una este aceea în care vin mulțimi mari de oameni ca să asculte un mesaj, dar pe oamenii aceia nu-i interesează deloc de frații și surorile din biserică. Pentru ei este doar un loc în care vor să audă un mesaj bun și merg acolo. Îi interesează doar de ei. Vă spun că astfel de oameni nu vor crește niciodată spiritual. Dar aceia care spun, eu sunt în mijlocul unei familii cu frați și surori, trebuie să-mi pese de frații și surorile cu care sunt. Aceștia vor crește spiritual. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da, sunt. Ești păzitorul sorei tale? Da, ești. Chiar dacă îți dai seama de acest lucru sau nu? Acesta este răspunsul la întrebarea lui Cain. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da. Sunt eu păzitoarea sorei mele? Da. Câtă părtășie aveți cu frații și surorile din biserică? Și aici nu mă refer doar la favoriții voștri. Și lumea are așa ceva. Dar asta nu e părtășie, ci prietenie. Dar câtă părtășie ai tu? Îți pasă de ceilalți din biserică sau numai de tine îți pasă? Dacă te gândești numai la tine, atunci ești ca și cain. Sunt eu păzitorul fratelui sau sorei mele? Nu-mi pasă din ei. Eu am grijă doar de mine, atâta tot. Vreau să vă spun că puteți merge la biserică și să vă gândiți doar la voi. Și atunci sunteți ca și Cain. Alții merg la biserică și întreabă, pot să fac ceva? Pot să fac curat la toalete? Pot să spăl pe jos? Pot face ceva aici? Pot sluji fraților și surorilor mele în vreun fel? Aceasta este persoana care înțelege ce este trupul lui Hristos. Sper ca toți să creșteți până la nivelul acesta. Altfel, sunteți ca niște copii mici. Știți cum sunt ei? Cum se comportă un copil de 4-5 ani în casă? Nu are deloc simțul responsabilității pentru lucrurile din casă. El trăiește doar pentru el însuși. Și așa sunt și în biserică. Copilași de 4-5 ani, care de fapt au vârsta de 40-50 de ani, dar se comportă exact ca și copilul de 4-5 ani. Nu au niciun simț de responsabilitate față de biserică, dar au atâtea beneficii de la ea. Copilul de patru ani primește așa de multe lucruri de la părinții lui, dar nu are niciun simț de responsabilitate în casă. Unii cresc și la 25 de ani tot nu au niciun simț de responsabilitate în casă. Exact așa sunt unii oameni în biserica aceasta. Sunt aici de ani de zile, dar nu au niciun sentiment de responsabilitate pentru familia de la care primesc așa de multe. Așa a fost și Cain. Versetul 10. Domnul i-a zis, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Versetul 11. Acum, Cain, ești blestemat. Aici vreau să mai vedeți ceva. În Geneza, capitolul 3, când Adam a păcătuit. Întoarceți-vă la Geneza 3. Când Adam a păcătuit, Domnul i-a zis în versetul 17. Pentru că ai ascultat de glasul soției tale și nu m-ai ascultat, sper ca Domnul să nu fie nevoit să spun asta niciunui soț din biserică. Ai ascultat de soția ta în loc să faci ce ți-am spus eu să faci. Oh, atunci ești în pericol, frate, dacă Domnul trebuie să-ți spun asta. Pentru că ai ascultat de glasul soției tale și nu de mine, blestemat este acum. Pământul. Dumnezeu nu l-a blestemat pe Adam. Asta vreau să observați. A blestemat pământul. Geneza 3 17. Dar când Cain a păcătuit, ce a spus Domnul? Geneza 4 cu 10. Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine și tu ești blestemat. Primul om pe care Dumnezeu l-a blestemat nu a fost Adam, ci Cain. Când Adam a păcătuit, Dumnezeu a blestemat pământul. Când Cain a păcătuit, Dumnezeu l-a blestemat pe el. De ce? Acestea sunt lucruri pe care le înveți meditând la Scriptură și nu citind repede din ea. Trebuie să spui pui astfel de întrebări când citești Biblia. De ce este așa? De ce a fost așa? Așa cum spui copiilor tăi, dacă pui întrebări, vei înțelege mai mult. De ce este așa? De ce e așa? Puneți astfel de întrebări și vei învăța ceva. Vă spun de ce? Pentru că atunci când Adam a păcătuit și a făcut rău doar lui însuși și a ruinat propria viață, a devenit un păcătos care mergea spre iad. Dar nu a făcut nimănui rău când a păcătuit. De aceea Dumnezeu nu l-a blestemat, ci a blestemat pământul. Dar când a păcătuit Cain, el a făcut rău altei persoane, lui Abel, pe care l-a omorât. Deci de aici văd că sunt două feluri de păcate. Păcatul din Geneza, capitolul 3, în care îți face rău doar ție. De exemplu, dacă fumezi țigări. Dacă ești într-o cameră, poți face rău altora cu fumul țigării. Dar altfel, doar plămânii tăi vor fi distruși și nu ai alte persoane, ai tăi. Dacă continui să bei alcool în ascuns sau pe față, îți distrugi propriul ficat și nu al altora. Și pe ficat nu-l interesează dacă bei în ascuns sau pe față. Tot va fi distrus. Deci, cu aceste păcate îți faci ție rău. Dacă te uiți la pornografie, îți faci ție rău. Îți strici mintea. Nu vei avea o viață de căsnicie normală și mintea ta va rămâne murdărită pentru tot restul vieții tale. Pe cine distrugi? Pe tine însuți. Pentru că te uiți la pornografie. Este ca și cum ai lua un cuțit și te-ai străpunge singur cu el. Orice bărbat care se uite la pornografie este ca și cum ar lua un cuțit și s-ar împunge singur cu el. Nu face rău altcuiva. Dacă ai vedea un om pe stradă care s-ar împunge singur cu un cuțit, ai zice, omul acesta este nebun. Dar exact asta fac bărbații care se uită la pornografie. Singurul lucru este că cuțitul lor nu este vizibil, dar își distrug mintea, devine murdară. Nu mai înțeleg nimic din Biblie când o citesc. Nici măcar nu se pot concentra atunci când lucrează. Și astfel, ei se distrug pe ei înșiși. Dar îi spun, îmi face plăcere să mă rănesc singur. Ce spui despre un om care se împunge singur puncuți cu și spune că are plăcere făcând asta? Ce să mai spunem? Așa face diavolul pe oameni să fie nebuni, fără minte dar atunci când de exemplu bârfești pe cineva tu bârfești vorbești de rău pe cineva pe la spate atunci faci rău altcuiva strici reputația altcuiva dacă ai vedea o persoană beată că ar intra în clădirea asta ai zice cum poate intra așa în biserică dar să vă spun ceva. El își face rău doar lui însuși. Dar dacă intră aici un frate sau o soră care bârfește, noi nu ne gândim la el sau la ea că ar fi păcătoși, nu? O, oh, bârfește. E eh, și alții fac asta. Dar bârfitorii sunt mai răi decât acel bețiv. Pentru că bețivul și-a făcut rău numai lui însuși, dar bârfitorul face rău altcuiva. Tu din ce categorie faci parte? Crezi că un bețiv este mai rău ca tine? Îți spun în numele lui Isus că tu care bârfești ești mai rău ca un bețiv, pentru că el face păcatul din Geneza 3, pe când tu faci păcatul din Geneza 4. El își face rău lui însuși, prin consumarea de alcool, dar tu faci rău altcuiva prin bârfirea ta. Totdeauna să faceți diferența dintre păcatul din Geneza 3 și Geneza 4, dintre păcatele în care îți face rău doar ție și păcatele prin care faci rău altcuiva. Majoritatea creștinilor nu cred că păcatele prin care face rău altuia sunt mai serioase. Ei disprețuiesc pe cei care beau și fumează. Vă spun sincer că eu mai degrabă prefer să vin în biserică un fumător sau unul care bea alcool decât unul care bârfește. Sper să renunțe la fumat și alcool, dar este cu mult mai bun decât un bârfitor. Probabil aceasta este singura biserică unde vei auzi o astfel de afirmație că un fumător și un bețiv este mai bun decât un bârfitor. Bineînțeles că n-ar trebui să facă aceasta, dar își face rău doar lui prin ele. Dar cealaltă persoană bârfitoare îi rănește pe alții. Câți dintre voi vorbiți de rău pe alții și le stricați reputația? Poate vorbești de rău pe soacrăta. Și aceasta este bârfă. Ori de câte ori lovești altă persoană cu cuvintele tale sau într-un alt mod, Vreau să spun în numele lui Isus că tu faci păcatul lui Cain. Dar n-aș vrea să închei așa. Spune aici în versetul 10: Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Sângele lui Abel se scurgea pe pământ când a fost omorât de Cain și striga la Dumnezeu. Asta înseamnă că sângele are o voce. Dumnezeu a zis că sângele strigă la mine. Răzbunare. Răzbunare pe omul acela care mi-a vărsat sângele. Răzbunare. Și Dumnezeu l-a blestemat pe Cain. Mulți ani mai târziu, sângele unei alte persoane curgea pe pământ. Era sângele lui Isus pe crucea Golgotei. Oamenii l-au bătut, l-au răstignit și sângele lui curgea. Așa ca sângele lui Abel. Dar citim în Evrei, capitolul 12, versetul 24, de unde am început astăzi. Sângele lui Isus vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Evrei 12 cu 24. Ce striga sângele lui Isus? Răzbunare? Nu. Acesta a fost sângele lui Abel. Răzbunare, răzbunare dar sângele lui Isus când curgea pe pământ spunea, Iertare, 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 iartă pe acești oameni care mă rănesc, iartă, Doamne, oamenii care au greșit împotriva Ta. Aici este sângele meu. Și de aici putem învăța o lecție. Atunci când oamenii te rănesc, gândește-te la sângele lui Abel și la sângele lui Isus. Tu poți să-ți dorești ca Dumnezeu să pedepsească acea persoană pentru că te-a rănit. Acesta este sângele lui Abel. Sau poți spune ca Isus: Tată, iartă-i. Ai învățat astăzi diferența dintre sângele lui Abel care strigă și sângele lui Isus care și el strigă? Părtășia noastră cu Dumnezeu și viața noastră de rugăciune ar fi mai bune dacă am înțelege această diferență. Și celelalte lucruri pe care le-am auzit astăzi. Să ne rugăm. Tată ceresc. Ne rugăm ca niciunul să nu uite vreodată ceea ce a auzit astăzi. Lucrurile care îi împiedică să crească spiritual lucrurile pe care le folosește diavolul ca să le distrugă viața spirituală. Ajută-i să se trezească astăzi pentru ca ei să glorifice numele tău. Ne rugăm în numele lui Isus. Amin.